această lume sunt priviat, căutând cu dorul sunt imat, și-am aflat că este dincolo de stele. O cetate fără de iota, unde Dumnezeu e suveran, și Hristos acolo sus domnește. Este Domnul meu, El e cu noi mereu, El izbăvire ne-a adus. Cu El în orice greu, înaintezi mereu, să fie înălțat Iisus. Orice bine fericirea vieții mi-a dat, cu nădejde sfântă m-am pregat și l-aștept cu dor din cer să vină. El este Domnul meu, El e cu noi mereu, El e care
căutați să faceți voia Lui și vă dați silințele ca să fiți plăcuți Creatorului nostru, mărit și binecuvântat să fie El. Mulțumim Domnului că în această zi de sabat, în această zi binecuvântată, suntem adunați la porunca Lui și Suveranului nostru Părinte, numele Domnului nostru Iisus, trebuie să-i mulțumim pentru că s-a îndurat și de noi și ne-a ajunat ca și în această zi de sabat să fim în casa Lui, în preajma Cuvântului, să putem să învățăm, să putem să ne facem mai buni, să putem să vedem experiențele, să vedem cum a lucrat Cel Preanalt cu Sfinții sau cu cei care au dorit, de fapt, să se întoarcă la El. Și bine ar fi dacă în această zi am luat și noi aminte. A fost citit un text în această dimineață din Cartea Împăraților, a doua carte a Împăraților, capitolul 22. Cartea a doua Împăraților, capitolul 22 și din Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Și capitolul ăsta, dacă suntem sinceri cu noi și dacă vrem să observăm textul care a fost citit, să facem o observare pe larg a tot ceea ce a scris Tatăl Ceresc aici prin profeți și apoi să-l interpretăm la timpurile noastre în care noi trăim și apoi în același timp să aplicăm și în viața noastră ceea ce au făcut Sfinții și ceea ce de fapt au dorit Domnul ca să facă cei cărora le-au vorbit. Și am vrea să avem în această dimineață exemplu, ca model de exemplu, să luăm templul de la Ierusalim și să luăm casa noastră de rugăciune, unde noi ne adunăm astăzi. Bun? Sau altă adunare, sau nu neapărat locul ăsta. Dar locul de închinare, unde o fi El, binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc. Titlul pe care îl avem în această dimineață spune că Biblia în viața credinciosului, sau eu l-am numit, bun, Scriptura temelia învățăturilor. Și știți de ce l-am numit așa? L-am numit pentru că pe toate paginile Scripturilor, începând de la Geneza și până la Maliachi, toate aceste lucruri și învățături vorbesc despre cum să-mi corectez eu viața și să fiu plăcut Celui Preanalt. Și vine Evangheliile, care acum fac parte din aceste Scripturi pe care noi le avem pe timpul Domnului Iisus, ele nu făceau parte din Scripturile acelea despre care vorbea Mântuitorul, pentru că ele nu existau. Evangheliile, cărțile lui Pavel, Apocalipsa, ceea ce a fost descoperit, ele nu existau. Și n-aveau ce să vorbească oamenii și nici Mântuitorul când le vorbea. De unde le vorbea? Din lege și din proroci și din scrieri și din psalmi. Că alea erau Scripturile cu care, de fapt, Domnul Iisus venea înainte să le propovădească oamenilor. Însă, lucrurile s-au îmbogățit mai mult. Pentru că ne-a fost adăugată și viața Domnului Iisus. Ne-a fost adăugată întâmplările Lui. Ne-a fost adăugată trăirea Lui. Ne-a fost adăugată descoperirea pe care a avut-o El și care a lăsat-o ucenicilor și apostolilor. Și toate s-au făcut, să spunem, una în vremurile noastre. Și putem să-i mulțumim Lui Dumnezeu că avem o învățătură mult mai bogată decât o dețineau înaintașii noștri, în urmă cu 2000 de ani. Binecuvântat și onorat să fie Domnul nostru. Însă ceea ce aș vrea să privim în această zi, aș vrea să privim la Israelul de atunci, aș vrea să privim la modul în care ei slujeau lui Dumnezeu. Cât de corecți au fost, cât de drepți au fost
în a-L sluji pe Cel Preanalt. Cât de drept au fost față de Cel care le-a dat Scriptura, care le-a dat templu, care le-a dat legea, care le-a dat prorocii, care le-a dat locul de închinare. Auzim de multe ori, s-a închis adunarea cu tare. Uite, acolo era un loc de adunare și acum nu mai este. Cândva se rugau frații acolo și acum nu se mai roagă. Și ne întrebăm, de ce? Spune într-un cuvânt că când vor trece ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru Ierusalim din pricina neascultării și când vor trece oamenii și trecătorii peste locul acela vor da din cap și vor zice, vai, vai, nu vor mai recunoaște locul acela. Scump și minunat, în care odinioară era slava Domnului acolo, binecuvântat să fie El. Zice, nu-L vor mai recunoaște. De ce? Din pricina neascultării poporului, Dumnezeu a adus nimicirea și distrugerea. Și din pricina neascultării mele și a neascultării tale, vine o zi a judecății când Dumnezeu închide localurile. Când Dumnezeu închide casa de adunare, închide casa de rugăciune. Închide dreptul de a te ruga și de a-L slăvi pe Dumnezeu și te duce, te lasă să te duci acolo în robie. De ce? Pentru că n-ai cunoscut clipa cercetării tale și nu te-ai pocăit și n-ai dat slavă Creatorului, Suveranului nostru, atunci când El te-a chemat. Trăim vremurile noastre în care noi le trăim, vremuri de confuzie în toate direcțiile, bun? Pe toate planurile, și spiritual, și material. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că încă o semănat ceva în inima noastră. Și cred că noi prin credință, aceea mică credință care o avem, că nu o avem mare, mică credință care ne face totuși să rămânem cu picioarele pe pământ și încă să credem că El guvernează viața noastră, binecuvântat să fie numele Lui. Încă El s-a îndurat și în această săptămână și de mine și s-a îndurat și de tine. Că suntem aici, ea. Nu suntem nici la poștă, la închisoare, nu suntem nici persecutați. Ați primit vreo amendă vreunul? Săptămâna trecută? Ați fost penalizați? Poate că am fost prea brave. Frate Doru, văd că râzi, ai primit o amendă, că ai parcat undeva greșit. Ai parcat undeva și n-ai plătit, așa-i? Una era de parcare și una de... No, și mie mi s-a întâmplat duminica trecută. Acum fac o paranteză în toate lucrurile astea. Am zis că mă duc până la Tivoli aici o oră jumate și oarecum am zis că nu plătesc parcare, că era duminică, era 5 sau o oară și ceva. Dacă era la corți oameni, pe când a venit jos, 29 de euro. Cine-i de vină acum? Soția, tu ești de vină că n-ai plătit, eu, tu că trebuie să plătești și ia că așa suntem buni de plată. Ei, avem și de aici încă o dată ceva de învățat, iubiții mei. Cu legea statului și cu legile lucrurile astea, nu-i de joacă. Legea a fost dată ca să oarecum să se îndreptățească, să scoată la iveală vinovatul. Bun? În același rând și Dumnezeu prin legea sa ne va judeca după dreptatea Lui, nu după a noastră. Și Dumnezeu să se îndure de noi, ca să ne apropiem cât mai mult de adevăr, să respectăm cât mai mult realitatea și adevărul și vom vedea că Dumnezeu ne va binecuvânta să plătim și biletul de parcare, astăzi reguli în țara în care mergem, și nu primim amendă. Nu primim. De fiecare dată când nu am plătit, cu fost că nu am plătit, n-am plătit o zi, două și după aia am plătit pe o lună întreagă. Bun? Că așa se întâmplă. În loc să plătești un euro, plătești 30 de euro. Domnul să ne dea și aici înțelepciune, în direcția aceasta. Că omul, hai să citesc textul, ca să nu greșesc, din 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Ia uite ce zice aici. Din versetul 15 vreau să vă citesc, să-l cunoașteți. Îi spune Pavel lui Timotei, zice așa, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute.
și în viața spirituală și și în viața pe care noi o trăim zi de zi. Pentru că El ne-a dat înțelepciune să învățăm în toate și să fim oameni care ne supunem legilor care sunt în țările care trăim. Dacă cei din afară respectă legile, haide să le respectăm și noi și să fim totuși o lumină în mijlocul unui întuneric. Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta. Aș vrea să ne întoarcem la textul nostru care a fost citit din 2 Împărați din capitolul 22. Este vorba despre, dacă vreți, ultimul împărat credincios, din puținii împărați credincioși ai lui Israel, este vorba despre ultimul împărat, Iosia, care a fost credinciosul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar face o întrebare în ziua aceasta, să facă o cercetare în adunările noastre, să facă o întrebare, ia să văd și eu, care e cel mai credincios dintre toți oamenii pe care eu îi am în adunare, să vedem câți oameni credincioși voi găsi eu astăzi. În adunare, în slujire, câți oameni devotați pentru cuvântul lui Dumnezeu ar ieși la Evviara? Sigur că pe timpul lui Ieremia, știți că s-au găsit credincioși. Să căuta unul. Să căuta unul. Să căuta unul și s-au găsit? Păi zice, caut un om, auzi, să-l se pună în spărtură. Caut un om și voi salva Ierusalimul. Probabil că erau. Eu nu zic că nu erau. Dar cuvântul spune, caut un om. Ca să se pună în spărtură și nu iese nimeni. Și voi salva Ierusalimul. Vremuri dramatice în timpul lui Iosia. Dumnezeu dă naștere unui copilaș, unei familii, se naște un copilaș și ajunge la vârsta de 8 ani. Zice că Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat. Sigur că după moartea tatălui său, după moartea lui Amon. La vârsta de 8 ani, omul ăsta vine pus, așa era regula, vine pus în slujbă, în slujba de împărat, dar cu mintea de copil. Ce poate să judece un copil la 8 ani? Poate să guverneze o armată? Poate un copil la 8 ani să colaboreze sau să guverneze un popor? Păi sigur că nu poate. Dar mai fac o întrebare. Poate un copil la 16 ani să conducă spiritual o țară întreagă? Poate. Poate, fraților. Poate. În cartea 2 Cronici, capitolul 34, avem detalii. Versetul 3, dacă vreți. 2 Cronici, 34, cu versetul 3. Hai să citim. 2 Cronici, 34, cu versetul 3. Zice că în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda. Deci, în anul, la 8 ani devine împărat. Și în al 8-lea an, de când el devine împărat, adică la vârsta de 16 ani, ce face tânărul ăsta? Tinerilor, fraților tineri, tinerilor care sunteți aici, la vârsta de 16 ani, omul ăsta caută pe Domnul. Auzim lucrul ăsta, frați tineri. Ca să nu vorbesc fraților mai în vârstă. La vârsta de 16 ani, care mulți habar n-au ce înseamnă cuvântul, care mulți din poporul Israel erau oameni, și vom ajunge, să vedem, erau oameni cu funcții și cu slujbe înalte, dar erau departe de Dumnezeu. Și tânărul acesta, la vârsta de 16 ani, caută pe Domnul. Și spune un cuvânt, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme se zice astăzi.
Căutați pe Domnul indiferent în ce loc sunteți, căutați-L din toată inima Lui, binecuvântat să fie El. Amin. Pentru că cel care caută pe Domnul, ăla ce face? Îl găsește sau nu îl găsește? Zice că cel care caută pe Domnul, îl găsește. Și Iosia la vârstă de 16 ani, nu știu cum l-a căutat. Nu știu cum l-a căutat, că viața din Israel la timpul de atunci, și vom vedea în continuare, nu era plină de scripturi. Uite câte avem aici. Avem una, două, trei, mai sunt încă vreo două pe aici, nu? Patru, are și fratele Denis. Uite câte scripturi, uite câte ce grămezi acolo. Câte scripturi avem noi aici. Și indiferent din voi care suntem aici și are dorința să găsească ceva, caută, deschide Scriptura și găsește. Însă în casa lui Iosia, acolo unde era împărat, sau în familia lui unde era, scripturile pe care noi le aveam nu erau. Nu erau cum le avem noi astăzi. Însă Dumnezeu îi spune ceva lui Samuel. Băi Samuel, vezi că Dumnezeu nu privește la partea exterioară. Nu privește la ceea ce privesc oamenii, însă Dumnezeu privește la ce? Dumnezeu privește la inima omului, glorie Domnului. Dumnezeu privește la ceea ce de fapt noi nu vedem, eu nu pot să văd inima voastră, bun? Să cunosc adâncul vostru, Duhul vostru, voi nu puteți, decât tu și cu Dumnezeu. Duhul Domnului îl cunoaște, te cunoaște El și tu însuși te cunoști, eu nu știu ce este dincolo de tine. Și tu nu știi ce este în mine. Însă Dumnezeu îi spune, vezi, Samuele, că eu nu privesc la lucrurile acestea, și eu privesc la inima omului. Și Dumnezeu din cer, o binecuvântat să-i fie numele Lui, și îndreaptă privirea în direcția lui Iosua, un tânăr de 16 ani. Bun? Un tânăr de 16 ani, făcut împărat. Prin, cum se spune, prin urmaș. Mulțumesc. Făcut împărat prin urmaș. Devine împărat și Dumnezeu privește inima și îl vede din cerul că are o inimă sinceră, are o inimă de tânăr, de tânăr care vrea să facă doar ce este dreptate și să asculte de legea lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Se spune în istorie și cred lucrul ăsta, chiar dacă nu avem multe scrise, pentru faptul că Iisus, El este cel neprihănit. În El nu s-a găsit păcat. El este cel care a venit și a arătat modelul de viață. Spune că pe timpul când El era copil, era un copil ascultător. Era un copil, cum ar fi de nota 10. Un copil în care domnea neprihănirea. Și cred lucrul ăsta. Glorie Domnului. Pentru că ce vine de sus, este de sus. Ce este duhovnicesc, este duhovnicesc. Și din tinerețea lui slujea lui Dumnezeu. De fapt, găsim confirmare la lucrul acesta, că la 12 ani el stă în templu și vorbea cu cine? Cu cei mai mari. Vorbesc despre Domnul Iisus. La Ierusalim. Stă de vorbă cu mai mari Ierusalimului și interesat că vorbește cu ei din Scripturi. Tinerilor. Și noi, cei mai în vârstă, deschideți Scriptura. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu și citiți. Citiți să vedeți ce mari sunt minunile Lui. Vedeți experiențele Lui în direcția oamenilor care au dorit să-L caute. Bun? Adică au făcut un pas spre Dumnezeu. Au făcut un pas spre a face lucruri bune, spre a iubi pe aproape, pe neamuri, pe frați, pe vrăjmași, așa ne învață Domnul Iisus. Au făcut un pas înainte și au trecut peste bolovane care ne opresc de multe ori în alergarea noastră aceasta nebună pe pământul acesta. Și s-au apropiat de realitate, adică de cuvântul lui Dumnezeu. Citind cuvântul lui Dumnezeu, să iubim oameni, să iubim lucrurile drepte, să iubim dreptatea, să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri și chiar și pe cei care ne fac rău. O, Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, ajută-ne că nu putem. Ajută-ne că de multe ori nu putem, Doamne, când vedem că suntem despăgubiți, când vedem că de multe ori suntem abătuți și vezi că îți face pagube și vezi că îți face atâtea lucruri, cum să mai zici că îl iubesc în continuare?
Ajută-mă măcar să nu-L urăsc. Dumnezeu să ne ajute. Să nu rostesc vorbe de hulă și de blestem în direcția oamenilor acestea. Dumnezeu îi va judeca pe fiecare. Și pe noi ne va binecuvânta dacă știm să ne comportăm așa. Tânărul acesta este mișcat de Duhul lui Dumnezeu și caută pe Domnul. Că nu cred că la voia întâmplării ați venit și voi astăzi aici. Că a vrut și noi oarecum să ne vedem unii pe alții. Cred că am venit din dragoste pentru a fi mai bun. Săptămâna trecută am zis să fii mai bun săptămâna aceasta. Știu că au venit ispitele, știu că au venit tentațiile, știu că au venit problemele. Astăzi am venit să învățăm ceva. Să fii mai bun ca săptămâna trecută. Amin. Să învățăm din greșelile care le-am făcut săptămâna asta. Bun? Dacă au fost greșeli care au apăsat peste viața mea, peste conduita mea, care trebuia să fie perfectă și dreaptă, să învăț de unde am greșit. Adică a învăța din greșeli. Sau a învăța, să, a vrea să faci ceva mai bun, înseamnă să te apropii mai mult de Dumnezeu. A fi mai drept, a fi mai sfânt, a fi mai corect. Lucrul ăsta l-a căutat împăratul ăsta, Iosia, la 16 ani. Și datorită râvnei și datorită căutării lui, pentru că s-a apropiat de Dumnezeu, avem un Dumnezeu care fuge de noi când noi ne apropiem de El. Fraților, nu cred că avem un Dumnezeu, că dacă noi am avea un Dumnezeu care de fiecare dată când L-am chemat și am vrea să spunem că El s-a îndepărtat de noi, nu cred, nici că ar fi drept. Și nici nu cred că ar fi adevărat. Pentru că faptul că noi astăzi suntem adunați în locul acesta și suntem vii, suntem sănătoși, suntem protejați, lucrul acesta confirmă că Dumnezeu a fost cu noi. Și până aici Dumnezeu ne-a ajutat, slăvit să fie numele Lui, să-I mulțumim. În toate, în muncă de zi cu zi, în a avea cele necesare, bun, în sănătate, în a atinge unele scopuri prin lumea aceasta prin care noi trăim, putem să spunem că Dumnezeu până aici a fost cu noi. Și să nu uităm de lucrul acesta. Mărire Domnului. Și Iosia, cred că a zis, până aici Dumnezeu a fost cu mine, la vârsta de 16 ani. Și la vârsta de 20 de ani aproximativ, 20 ceva de ani încolo, în tinerețea lui, fiindcă era împărat și era cu autoritate în Israel, caută să facă ceva mai mult. Și anume ce? Împăratul n-avea ce să caute la templu. La templu erau preoții. Erau leviții, erau cei care Dumnezeu i-a pus în slujbă. Erau mari preoți. Erau cei care trebuia să țină partea spirituală a oamenilor. Cei care trebuia să învețe poporul ce e bine și ce nu e bine. Să le citească din legea lui Dumnezeu. Dar ce să citești, frate? Ce să citim din legea lui Dumnezeu? Ia auziți ce spune cuvântul aici. Zice că în anul, versetul 3, că în anul al 18-lea ale împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan logofătul fiului Atalia, fiului Meșulam și el a zis: suie-te la marele preot Hilchia și spune să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor și cei ce păzesc pragul. Deci, aș vrea să cred cam în felul următor. Care ați fost în Israel, știți, da? Care n-ați fost, nu știți, nici noi care am fost, nu prea știm, că n-am umblat oman așa mult, numai cine s-a povestit în grabă. Dar îmi imaginez că casa împăratului era undeva la 300 de metri, poate că 500 de metri de templu. Era pârâul Chedron, acolo unde se ardeau lucrurile necurate, bun? Lucrurile, murdăriile, să zicem așa, că e aproape tot de acolo. Și la un moment dat trec împărață, vin împărață, se duc preoții, vin mari preoți, vin cei din Arabia, vin cei din de nu știu unde, își aduc jertfele, vin la sărbătoare, vin, aduc darea pentru templu. Bun, fac strânghi acolo ceea ce Dumnezeu le-a poruncit și privește împăratul la casa Domnului, adică de la templu. Și ce vede? Spărturi. Spărturi. Ia uite, deci acolo unde odinioară spunea că
Dumnezeu prin Solomon a făcut cel mai spectaculos lucru și cea mai spectaculoasă clădire. De fapt, Dumnezeu nu locuiește în lucruri făcute de mâini omenești, spune El. Dar totuși, a făcut cea mai spectaculoasă clădire după porunca celui preanalt ca să locuiască numele Lui acolo. Fiți foarte atent. Ca numele Lui să locuiască în locul acela, mărit să fie El. Și a fost, așa a fost, că numele Lui a locuit acolo la Ierusalim. Că slava celui preanalt era în locul preasfânt. Acolo erau chivot, unde erau heruvimii. El își făcea prezența acolo, mărire Domnului. Confirmă pe timpul lui Solomon, când s-a rugat Solomon și el o confirma că el este acela suveran și guvernator și el conduce toate lucrurile acestea, mărire Domnului. Însă, iubiții mei, venim pe timpul lui Iosia. Cu mulți ani după timpul lui Iosia, își îndreaptă împăratul ăsta tânăr privirea spre Ierusalim, spre locul unde trebuia să locuiască slava Domnului sau numele Lui acolo și vede, așa cum spune fratele Vasile, vede spărturi, vede lipsuri, vede dezordine, vede murdărie, vede irresponsabilitate, vede oameni care n-au habar de ceea ce se întâmplă acolo, vede lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Aș vrea în această zi să te oprești ca și Iosia. Aș vrea să zic să mă opresc ca și Iosia și să mă îndrept privirea spre templul care este astăzi în mijlocul nostru. Templul Duhului Sfânt. Spune Apostolul Pavel că voi sunteți niște temple ale Duhului Sfânt. Adică trupul ăsta pe care mi l-a dat Tatăl Ceresc, astăzi este un templu în care locuiește Duhul Sfințeniei. Aleluia! În care locuiește Sfințenia lui Dumnezeu. În care Dumnezeu și-a pus pecetea și-a zis, zice așa, nu mai sunteți voi ale acum, dacă Hristos a luat viața în voi. Și dacă ați murit împreună cu El și ați înviat cu El, acum nu mai trăiți voi, ci este El care trăiește în voi. Și Duhul Sfânt locuiește astăzi în inima oamenilor neprihăniți. Și noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Și astăzi aș vrea să privim cu sinceritate spre templul nostru. Ce vedem noi astăzi? Frate Vasile sau fraților, care, ce vezi tu în templul meu? Sau eu ce văd în templul tău? Privim unii spre alții și vedem ce vedem. Vedem lucruri care ne duc spre zidire, sau vedem dărâmături, sau vedem lipsuri, sau vedem spărturi. Toate lucrurile acestea nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Și dacă sunt pe placul lui Dumnezeu, și dacă sunt lucrurile acestea în noi, să știți că astăzi Dumnezeu ne îndeamnă ca să dregem aceste lucruri. Frate Denis citea aici, a drege, știi ce înseamnă? A drege înseamnă a repara. Un lucru, dregerea lucrurilor, a repara aceste lucruri. Acel lucru vrea să spună Scriptura când vorbește aici despre dregerea zidurilor sau dregerea templului. A repara. Și astăzi Dumnezeu mă cheamă. Mă cheamă. Poate că am văzut prea multe. Ori și nu m-am uitat la mine. Mă cheamă Dumnezeu să-mi fac o revizuire în viața mea. Poate am avut ochii răi și am văzut numai lucrurile rele. Dumnezeu mă cheamă să am ochi de bunătate. Dumnezeu, ceea ce a numit, dacă mi-a dat această șansă ca să pună în viață, în trupul meu, să pună Duhul Său cel Sfânt, să fim temple, Dumnezeu vrea astăzi să fac o revizuire și să curățesc acest templu, ca să fie sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și ca să-L faci sfânt, iubiții mei, ce putem face? Să ne îndreptăm, să ne pocăim, să ne tăim împrejur inima de toate lucrurile slabe care apar în viața noastră. Să îndepărtăm de la noi orice lucru, orice lucru care nu corespunde cuvântului lui Dumnezeu, să ne îndepărtăm în fiecare zi, așa cum am zis săptămâna trecută, săptămâna să fim mai bun ca săptămâna trecută. Și Iosia privește, își îndreaptă privirile spre templu, acolo unde trebuia să fie chivotul celui preanalt, acolo unde trebuia să fie slujba, acolo unde trebuia să fie Scriptura, aici am vrut să ajung. Acolo unde trebuia să fie citită în fiecare zi de sabat, legea. Acolo unde trebuia să fie citită în fiecare zi de sabat și de sărbători, trebuia să fie citite profeții.
Trebuia să fie citite scrierile, ca oamenii să știe că vine vremea. Așa cum spune în Evanghelia după Matei, mi se pare, capitolul 11, dacă nu mă greșesc, că legea și prorocii, sau legea și prorocii au prorocit până la Ioan. Adică toate lucrurile acestea, ce era scris în lege și ce era scris în profet, aveau împlinirea în Mesia, binecuvântat să fie numele. Aveau împlinirea peste secole mai târziu, dar toate lucrurile acestea trebuia să se știe. Oamenii trebuia să cunoască Scriptura, așa cum eu și cu tine. Trebuie să cunoaștem Scriptura. Și Domnul Iisus ne spune ca un fel de acuză. Zice, voi cercetați Scripturile, cum ne-ar spune nouă astăzi. Sau celor care nu cred. Voi cercetați Scripturile, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și acum adaug eu, cu toate acestea, voi nu credeți. N-au înțeles. N-ați înțeles? N-au înțeles ei. N-au înțeles. Cu toate acestea, deci ei n-au înțeles acest lucru. Astăzi suntem, trăim vremurile acelea, în care noi suntem chemați să cercetăm aceste Scripturi. Dacă cumva ne clătinăm în unele lucruri, Dumnezeu te îndeamnă să te apropii de El, să le cercetezi și să vezi cum te va lumina ochii și în mintea noastră și vom înțelege aceste minunate lucruri. Însă, ceea ce este important, este important ca să ne apropiem cu o inimă sinceră. Ceea ce este important, să vedem lucrurile, realitatea. Iosia n-a făcut ca și ceilalți împărați. Iosia putea să spună, nu mă interesează pe mine de ce se întâmplă la casa Domnului. Nu mă interesează de mine despre Hilchia, despre Șafan, despre toți cei care erau acolo, despre marele preot, despre preoți, despre cântăreți, despre jerfe, despre zidurile că se dărâmau. Nu mă interesează pe mine. În schimb, avea pasiune. Sau, hai să spunem lucrurile mai acolo, avea o inimă sinceră și îl iubea pe Dumnezeu și cred că în mintea lui s-o fi gândit, Doamne, dar cum adică, ca și David, eu o să locuiesc într-o casă de cedru și Tu sau numele Tău să locuiască în corturi? Eu cred că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și l-a sensibilizat. Și atunci s-a dus să verifice aceste lucruri. Să vadă ce iese din casa lui Dumnezeu. Pe lângă asta, în lege există poruncă, știți, pentru împărat, că împăratul trebuia să aibă, să cunoască de fapt legea lui Dumnezeu. Dar să ne amintim că era un tânăr. Să ne amintim că avea 20-25 de ani. Când el, de fapt, începe să realizeze aceste lucruri. Și un tânăr la 25 de ani, de multe ori nu a înțeles ce este cuvântul lui Dumnezeu. De aia zic, tinerilor de mici, căutați pe Domnul. Căutați adevărul, căutați minunile lui, căutați ceea ce a făcut împăratul ăsta și să vedeți cum a izbutit. Să vedeți cum Domnul a fost cu el. Și Domnul a fi cu voi în toate lucrurile. Aveți probleme de învățătură, aveți probleme poate la școală. Vi se pare viața prea grea. E prea frumoasă viața cu Dumnezeu, mâinile Lui. E prea frumoasă viața cu Dumnezeu atunci când îți pui nădejdea în El. Chiar dacă treci de multe ori prin unele lipsuri, prin unele probleme care vin. Și alea sunt doar lecții ca să ne îndrepte câteodată pe calea lui cea dreaptă. Dar e prea frumos atunci când vezi că Dumnezeu e cu tine și la sfârșitul alergării tale, Dumnezeu a fost cu mine și mi-a dat biruință în orice problemă. Într-un examen bun, într-o meserie, într-o muncă pe care o depui. Vezi că la sfârșit ești binecuvântat. Și știți că datorită ascultării, spune cartea Deuteronomului, adică omul care va asculta va fi binecuvântat. Amin? Omul care va fi ascultat, pentru că Deuteronom, capitolul 28, spune acolo că blestemat va fi oricine nu va asculta cuvintele care sunt scrise în legea aceasta. Hai să punem Deuteronom 28 cu 10 în felul următor. Deuteronom, capitolul 27, pardon. După ce ei trebuia să treacă Iordanul, erau două cetăți în care doi munți, Ebal și Garzim. Unul dintre ei era binecuvântările și unul dintre ei erau blestemurile.
Blestemul era pe muntele Ebal. Și auziți aici, spune în felul următor. Dar după ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif, Beniamin să stea pe muntele Garzim ca să binecuvinteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan, Neftali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și în continuare spune, și vreau să trec din grabă, versetul 14 spune în felul următor. Levitul să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel. Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci iese o urăciune înaintea Domnului și un lucru ieșit din mâinile de meșter. Și cel care va-l pune într-un loc ascuns și tot poporul să spună amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său sau pe mamă sa și tot poporul să răspundă amin. Blestemat să fie cel ce va muta potarele aproapelui său și tot poporul să răspundă amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe un drum. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului sau orfanului sau văduvei. Blestemat să fie cel ce se va sculca, ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său. Blestemat să fie cel ce va, se va culca cu vreo vită oarecare. Blestemat să fie tot cel ce se va culca cu soră sau fica tatălui său sau fica mamei sale. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră sa. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele în ascuns. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sânge celui nevinovat. Și blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acestea și cine nu le va face. Și tot poporul să răspundă amin. Iubiții mei, par lucruri groaznice ceea ce am citit. Dar aceste lucruri noi trăim prin ele. Noi trăim vremurile în care, dacă nu suntem băgători de seamă, dacă nu luăm aminte la lucrurile acestea care se întâmplă în jurul nostru, dacă nu suntem luminați de Cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să ajungi foarte ușor în una din aceste greșeli sau din aceste păcate oribile, prin care Dumnezeu spune că va veni blestemul peste toți oamenii aceștia care neglijează aceste. Însă, Dumnezeu făgăduiește și binecuvântări. Dar dacă, zice așa, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind, împlinind toate poruncile Lui, pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Toate binecuvântările acestea care vor veni peste tine. Vei fi binecuvântat în cetate și binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venire și la venirea ta. Și vei fi binecuvântat și la plecarea ta. Și Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum El ți-a jurat. Dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei îmblea pe căile Lui. Și toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Este o cântare, nu mai țin minte acum se numește cântarea, am cântat-o de multe ori, dar spune în felul următor că Domnul te va binecuvânta pentru că tu porți cu mândrie al Domnului nume, al Domnului Sfânt nume. Îl porți pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Și vei fi deosebit dintre alte popoare. Și Dumnezeu să te binecuvinteze astăzi. Că porți numele acesta sfânt. Sau porți numele acesta binecuvântat de copil al Domnului. Binecuvântat al Domnului. Marele preot,
Turchia, care trebuia în fiecare an să meargă să facă ispășirea pentru popor. În fiecare an trebuia să facă ispășirea, la sărbătoarea ispășirii pentru popor. Alți preoți care erau acolo, mă gândesc, de unde îl fi citit oamenii ăștia? Dacă în momentul când ei ajung în templu și dau rânduială sau dau poruncă meșterilor zidari ca să lucească, să muncească în acel templu, să repare zidurile, să lucreze la lucrurile materiale care erau acolo și dintr-o dată intră în templul Dumnezeu și găsesc ce? Găsesc cartea legii. Ia auzi, Biblia în ziua de noapte. Bun? O aveți încă o dată aici. Deși probabil, cu multă probabilitate, era o copie a celor cinci cărți, adică Tora. Ceea ce spune un Deuteronom, că ia această carte a legii și pune-o lângă chivotul legământului, după ce ei, sau când ei stau să intre, să treacă Iordan, să intre spre Canaan, să încheie, să spunem așa, pustia, să încheie viața din pustie și lângă chivotul legământului era pus o carte a legământului, așa era numit, unde era scris cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia prin timpul lui Iosia, preoții și mari preoți, nu știu ce slujbă făceau. Nu știu cum se închinau lui Dumnezeu. Când atunci, hai să citim, că e mai bine să citim. Zice în felul următor, versetul 8, iubiții mei. 22 cu versetul 8. Atunci marele preot, Hilchia, a zis lui Șafan, care era logofăt. Logofăt, dacă nu mă greșesc, era unul care scria, nu? Așa este? Confirmați? Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofăt, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi, logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit înaintea împăratului. Vreau să mă opresc un pic. Aș vrea să învățăm câteva lucruri. 1. Împăratul la vârsta aceea a observat că în popor sunt oameni corecți. Zidari, pietrari, dulgheri și ce mai erau pe acolo. Erau mulți în Israel, însă cei care munceau acolo i-au observat și au știut că sunt oameni corecți. Și au zis, ia argintul și îl pune în mâinile lor, nu le lua, nu-i întreba, nu-i lua la rost ce au făcut cu ei. Pentru că oamenii ăștia sunt oameni drepți. Dragilor, învățăm ceva de aici noi. Nu știu cât învățăm. Că tare ne place de multe ori să ardem când ne cade persoana. Tare de multe ori ne place să privim numai partea venitul nostru. Colega mea aici se vorbește că lucrau necurățări. Nu erau așa de, zice, lucrau la ce lucrau? La stricăciuni. Se lucrau niște idoli falși. Păi, acum, fratele meu, dacă nu ne-ar ajunge timpul să vedem câte uriciuni erau în locurile alea. Da, da, de aia zice că erau, ei lucrau necurat, tăți ne lucrau. Zice, nu, să nu-i căutați. Adică hai să citim. Zice așa. Suie-te versetul 4. Suie-te la marele preot Hilchia. Și spune, să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc argintul. Cei ce păzesc pragul. Mă scuzați că vreau să fac și fără ochelari câteodată, dar nu, asta este. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului. Și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunii casei Domnului. Anume, dulgherilor, ăștia sunt faleniani aici, cum se numesc pe România, dulgheri. Știți ce se ia dulgheri? Ok. Dulgherilor, zidarilor, pietrarilor,
pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite, trebuitoare pentru tregerea stricăciunii casei Domnului. Deci, și să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Deci, ăsta scrie aici. Deci, textul respectiv face referire la templu care era distrus, care știm și noi, pe timpul lui Neemia, pe timpul când ei s-au întors, din cum era, pe timpul lui Ezra. Plin de sfături, plin de lipsuri. Și ăla era primul lucru pe care ei trebuia să-l facă. Cât despre oamenii ăștia face referire Iosia, că sunt oameni drepți. Ăsta, iubiții mei, eu aș vrea ca, până acum noi am interpretat textul, bun? După ce l-am observat, l-am interpretat. Aș vrea acum să trecem la aplicarea lui, bun? Aplicarea învățăturilor să le trec în viața mea. Și ce mă învață de aici, împăratul? Mă învață că trebuie să fiu drept în toate lucrurile. În casa Domnului? Cu atât mai mult. Poate că Domnul te-a pus, ți-a dat o slujbă, bun? Poate că ți-a dat banii adunării, poate că ți-a dat să cumperi ceva, să investești, să ții câte nu sunt de făcut aici. Deci să fim întotdeauna corecți. Poate că cineva mă cheamă să zugrăvesc această adunare. Bun? Și adunarea zice, ține, dă-i 1000 de euro la respectivul, pentru că e corect. Și știu că nu-mi face are mai mult ca 500, cât e, atâta e prețul. Știu că nu-mi face are. Am auzit de multe ori că fratei noștri au cerut dublu. Fratelui lor. Am auzit versiunea asta. Iubiții mei, aș vrea în această zi, că nu merge, nu fi mai bogați. Chiar dacă de multe ori ni se pare că ne îmbogățesc. Chiar dacă de multe ori ni se pare că cine știe, aș vrea în această zi să aplicăm învățătura asta în viața noastră. Să fim drept în toate și corecți în toate lucrurile. Și Domnul ne va binecuvânta, că El e sus și vede. Și El știe ce să ne dea și cum să întrebuințăm. Și Dumnezeu să-ți ajute și Dumnezeu să-mi ajute în direcția aceasta. Binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai jos. Zice așa. Versetul 11. Când a auzit împăratul cuvintele din Cartea Legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiului Șafan, fiului Acbor, fiului Mica, fiului Șafan, logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine. Un alt punct important, versetul 11. Când a auzit împăratul aceste cuvintele din Cartea Legii și a judecat hainele. Dragii mei, cum am spus, adunările sunt pline de Biblie. Sunt pline de Scripturi. Avem și Noul Testament separat, avem și Vechiul Testament, avem și toate puse la oaltă. Avem ceea ce dorim noi, vremurile în care trăim. Însă împăratul ăsta când aude, nu știu pe unde o citit, că nu-mi dă Biblia detalii de unde a citit împăratul, că nu a putut într-o jumătate de oară să auzi să citească toată Cartea Legii. Dar cred că a citit acolo undeva unde și-a adus aminte că, de fapt, părinții noștri aveau datoria să ne învețe despre legea lui Dumnezeu. Și el crescut în familie de împărați, el nu a primit această învățătură. Și-a adus aminte că, de fapt, legea lui Dumnezeu a fost uitată de mult în Israel. Și-a adus aminte că Dumnezeu este sfânt, suveran, ce spune el și în altă parte, dacă uitați în Cronici, în altă parte, spune că Dumnezeu i-a purtat de grijă dintotdeauna. De când i-a scos din Egipt, Dumnezeu a fost cu ei. Și nu se cuvine ca să nu asculți cuvintele legii. Și lucru important, când el iese mișcat de cuvânt, adică deschide Scriptura și citește pe acolo, spune că Duhul lui Dumnezeu, spune, spun eu de la mine, a venit peste el și la un moment dat își sfâșie hainele. Poate o plâns omul ăsta, de durere, de părere de rău. Aici înseamnă, în vremuri ca acestea, atunci când citim în Sfântul Cuvânt, să ne aducem aminte că Dumnezeu este Sfânt și să ne aducem aminte că El vrea de la noi dreptate. Să ne pară rău. Să ne pară rău de trecut. Să ne venim în fire, dacă vreți, ca și fiul risipitor. Să-ți vii în fire, omule. Astăzi ai deschis cuvântul și ți-o descoperit aceste lucruri. Vino-ți în fire și întoarce-te la Dumnezeu câtă vreme este har. Amin. Dumnezeu ne dă această oportunitate și astăzi. Și tânărului acestuia, Iosia, Dumnezeu îi dă această oportunitate ca să schimbe ceva. Ca să schimbe viața unui popor, dacă vreți. Ca să schimbe pe Israel. Ca să-l
ferească de la pedeapsă. Ce credeți? Că a reușit? A reușit omul ăsta credincios ca să ferească un popor de la pedeapsă? Păi sigur că nu a reușit. Dar a reușit ceva. A reușit omul ăsta că faptul că el și-a dat interesul, faptul că omul ăsta a iubit cuvântul când a auzit, faptul că omul ăsta a dat poruncă ca să se reconstruiască sau să se repare casa lui Dumnezeu, cuvântul, legea și toate lucrurile care sunt scrise în cartea aceasta, omul ăsta a dobândit ceva. Că Dumnezeu îi spune ceva și vreau să ajung aici. Zice, versetul 13, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine. Ia auziți, era în vremea aceea, Dumnezeu vorbea prin proroci și spune că era o prorociță cu numele de Hulda, bună femeie, unde stătea într-o altă parte la Ierusalim. Și Iosia, fiindcă n-avea pe cine să întrebe, n-avea cu cine să se consoleze, face lucrul cel mai potrivit în timpul lui. Nu știu astăzi cât de împotrivit este. Că și astăzi tare mulți aleargă și la proroci, în stânga și în dreapta și tare de multe ori rămân oamenii dezamăgiți. Dar însă el știa în sufletul de Duhul lui Dumnezeu că era un proroc acolo care era din partea lui Dumnezeu. Merge și întrebați pe Domnul ca să nu fac ceva greșit. Și Dumnezeu îi răspunde, nu întârzie Dumnezeu, Mărie Domnului. Nu întârzie Dumnezeu. Deși de alte dăți, să spunem așa, Dumnezeu parcă întârzie. În schimb, în situație de emergență, cum se spune, în situație de criză, în situație când templul este distrus, în situație când slujba nu există, când nu există cartea legii, când nu există cuvânt, când nu există preoție, nu există sărbătoare, Dumnezeu intervine. Pentru că Dumnezeu are oameni de salvat. Amin. Dumnezeu îi pasă de mine, îi pasă de tine, îi pasă de Iosia, de toți cei care erau acolo. Și îi pasă de toți oamenii care vor să vină la mântuire. Și îi spune în continuare, îi spune cuvântul prin acest proroc, prin această femeie, și așa vorbește Domnul. Iată că voi trimite nenorocire asupra locului acestia, asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care le-ai citit împăratul, pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Și tind să cred că o citit pe acolo pe unde scrie că dacă n-am spus de legile și poruncile mele, să știi că te voi risipi, să știi că boala va fi după tine, să știi că toate distrugerea și vei fi rob într-o țară dacă nu asculți de poruncile acestea. Și îi spune Dumnezeu în continuare, pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor Dumnezei, mânuindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestea și nu se va stinge. Adică atâtea șanse cât le-a dat Domnul Ierusalimului ca să se întoarcă prin profeți, prin Ieremia, prin Habacuc, prin Zaharia, atâți profeți cât s-au trimis Dumnezeu ca oamenii aceștia să se întoarcă și să pocăiască, însă nu s-au pocăit. Și îi spune lui Iosia, pentru că m-au părăsit, să știți că mânia mea nu se va stinge împotriva. Iubiții mei, dacă oamenii continuă, dacă noi continuăm să ignorăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă persistăm în păcat, adică ne împotrivim cuvântul lui, ne împotrivim legii lui Dumnezeu, trăim vremurile în care oamenii nu vor să știe despre poruncile lui Dumnezeu, nu vor să știe despre ceea ce era scris în această carte a legii, pentru că Israel în același fel, Astartei, altare pentru idol, copii, chiar și Manase, bunicul lui Iosia, dacă nu mă greșesc, spune că și-a dus un copil și l-a închinat lui Moloch. Oamenii din poporul lui Israel și-au făcut Astarte, și-au făcut idol, și-au făcut tot felul de slujbe pe contul lor, care de fapt nu sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Și toate acestea au îngrămădit păcat peste păcat până în ziua judecății. Și Dumnezeu spune clar că oamenii care continuă să-L sfideze pe Dumnezeu și să părăsească legea Lui, să părăsească poruncile Lui, vine ziua judecății și că nu va mai fi scăpare. Nu va mai fi întoarcere. Însă, Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze de data aceasta pe Iosia. Dar zice, spuneți-i împăratul, versetul 18, dar spuneți-i împăratului Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre cuvintele pe care le-ați auzit. Meditați la versetul 19. Vă rog, și pe mine cu voi.
Versetul 19 spune în felul următor. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că s-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată că te voi adăuga la părinții tăi. Vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestea. Și ei au adus împăratului răspunsul acesta. Ce har minunat în dreptul lui, dar cu părere de rău, necaz și durere pentru ceilalți. Faptul că împăratul a fost sensibilizat de legea lui Dumnezeu, de cuvintele ce erau scrise acolo, Dumnezeu în dreptul lui spune, zice, te vei duce în pace și în liniște. Adică în timpul tău nu vei vedea aceste lucruri. Dar după ce tu te vei duce și vei adormi cu părinții tăi, să știi că ea este hotărât în dreptul Ierusalimului. Ceea ce am scris și ce am vestit. Pentru că Dumnezeu este drept, sfânt și adevărat. Aș vrea în această zi Dumnezeu să sensibilizeze și inima ta. Dumnezeu privește dacă tu astăzi vei fi sensibilizat. Dacă îți vei mișca, vei lăsa ca inima să-ți fie mișcată de cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna când vei vedea o nelegiuire. Întotdeauna când vei vedea lucruri nedrepte. Întotdeauna când vei vedea lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-te călăuzit de Dumnezeu. Că Dumnezeu în timpul vieții tale te va binecuvânta. Haideți în această zi să ne aducem aminte de acest om. Faptul, zice, că ți s-a mișcat inima. Faptul că ai fost sensibil față de cuvântul meu, eu te voi binecuvânta. Și Dumnezeu îl va binecuvânta. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, capitolul 1, când era într-o vedenie, Ieremia, ce vezi? Văd un vegheator, spune Ieremia. Păi, Ieremia, bine ai văzut, îi spune Dumnezeu. Vezi chiar bine, chiar perfect. N-o să știi că eu veghez asupra cuvântului meu, ca întotdeauna să duc la îndeplinire. Cum zice El, binecuvântat să fie numele Lui, nu cum zic eu. Deci Dumnezeu este suveranul care veghează și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu îl duce la îndeplinire, așa cum judecă El. Și stai liniștit că dacă tu vei fi un om cu caracter după voia lui Dumnezeu, drept, dacă vei fi un om care îți vei mișca inima, vei fi sensibilizat de lucrurile care aduc dreptatea și pacea, dacă vei fi sensibilizat de legea și de poruncile lui Dumnezeu, de închinarea pe care Dumnezeu o cere, de sabatele lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de sărbătorile lui Dumnezeu, de toate aceste lucruri care Israel le-a lăsat pentru moment și s-au bătut, s-au dus la idol, Dumnezeu te va binecuvânta. Iar pentru ceilalți, Dumnezeu spune clar că El este vegheator, El este judecător și El veghează ca cuvântul Lui să fie dus la îndeplinire întotdeauna. Facă bunul părinte, iubiții mei, astăzi, noi care suntem un fel de preoți, așa spune Apostolul Petru, zice, voi sunteți o preoție aleasă, noi care suntem o preoție aleasă și sfântă în casa lui Dumnezeu, facă bunul Dumnezeu să slujim cu dreptate. Facă bunul Dumnezeu să ne dea o inimă bună, să deschidem Scriptura, ca să învățăm din ea. Să învățăm lucrurile minunate, să învățăm cuvintele minunate ale lui Dumnezeu, să le punem în inimile noastre și apoi Duhul Sfânt. Să lăsăm să ne călăuzească, să ne mustre, să ne învețe, să ne îndemne, așa cum spune cuvântul, în tot adevărul Scripturii acestea. Din pruncie, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, tu din pruncie cunoști aceste sfinte scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care pot să-ți dea viața, care pot să-ți deschidă ochii și să te ducă la o lume diferită. Facă bunul Dumnezeu ca astăzi, tinerii noștri, împreună cu noi, să ne ducem aminte la aceste lucruri și să slujim cu bucurie. Să ne apropiem cât mai mult de cuvântul lui Dumnezeu.